condiția scriitorului în România, deocamdată, ceea ce nu se întâmplă în America. Domnul profesor, cred că o să ia notă de acest lucru. În România se publică foarte, foarte ușor. Au dispărut acele secretariate literare ale editurilor. Numai editurile care se respectă au aceste secretariate și s-a ajuns în așa fel încât se publică orice de către oricine. Asta e un lucru foarte bun din anumite puncte de vedere. Din anumite puncte de vedere, da, vă dau dreptate, dar parcă prea... E prea mult, s-a ajuns la inflație, la inflație și la o confuzie a valorilor. Și ca să fie o antiteză între criza care ne-a cuprins, n-ar trebui și nouă în literatură o criză. Adică există acel filon critic care să stabilească și să pună în ierarhie care, nu știu, acea creație e bună și care nu e bună. Bine, dar cine poate să fie director de conștiință aici? Critici literari, oameni... Dar și criticii pot greși. Criticii nu pot să facă față. Nu numai. Volumul de cărți este uriaș și probabil că vedeți emisiunea aceea în care domnul Alex Ștefănescu încearcă cumva să dea așa o orientare asupra cărților scrise prost. Deci așa nu. Cam asta vrea de zis. Dar așa e destul de greu. Dar așa ce... nu apare deocamdată. E ceea ce vreau și eu să renunț astăzi. Apar prea mulți autori care nu au habar nici de limba română, dar pe de literatură. Deci, da. Nu numai poezie, așa cum prezintă criticul Alex Ștefănescu, ci și proză. Proză, mulți au apărut și în ziare, reviste, literare, care, efectiv, de ce să nu recunoaștem, sunt departe de... Dar să ne întoarcem la noi. Ce înseamnă să fii totuși scriitor? Să ne direcționăm pe nișa aceea a calității, a valorii. Ce înseamnă până la urmă să scrii și cum îți dai seama că ceea ce scrii tu este bun? Până la urmă, deci, să scrii înseamnă să te respecti pe tine, în primul rând, și pe urmă să respecti cititorul. Din proprie experiență vă spun că se caută o carte, având editura, se caută o carte atunci când cartea este serioasă și în același timp vine cu idei noi. Cartea este semnată de un om care s-a respectat pe el și în același timp, prin ceea ce a scris, a respectat și cititorul. Domnule Negoiță, ce ne spuneți în acest sens? Cărțile dumneavoastră se vând. Da, chiar pot să spun că una dintre primele mele succese în America, când eram foarte sărac la început, a fost un succes financiar. De-aia le publică, că editura nu publică decât dacă își garantează, nu știu cum e aici, dar acolo își face un marketing și știe ce lovește, nu scrie orice. E foarte greu să publici în America dacă nu ai un editor și ăsta. Eu am crezut că și aici e mai greu, dar am văzut și la urmă că există o inflație, adevărat. Există o inflație, eu nu discut calitatea, că n-am citit tot. Scriitorul din America trebuie să aibă un editor serios. Altfel nu scrie și altfel nu publică. Și dacă nu publică, nu mănâncă și atunci el se băda ceva. Bine, în cazul în care este scriitor profesionist, dar probabil că sunt și autori amatori. Sunt și scriitori amatori. Mai puțin. E criza de timp e așa mare. Da. Lupta pentru existență este de așa natură, încât nimeni nu-și mai poate permite. Aici e un lux pe care îl invidiez. E România, este o țară cu multe reviste, cu multe cărți și nu toate rele. Și eu sunt uimit și încântat, să fiu sincer. Trec cu vederea că sunt cărți care nu sunt lizibile. Nu le desfac, adică nu citesc decât ce mă interesează. Nu, în România există trei modalități de a apărea pe piața cărții. Ori lucrarea este foarte bună și atunci se implică editura și investește publicând cartea respectivă, ori lucrarea este între și între.